Această analiză a fost efectuată de jurnaliștii de la Zierul Financiar, cu ocazia împlinirii pe 15 august a 100 de zile de când cabinetul condus de Victor Ponta a preluat puterea executivă în România. Într-un amplu material, ziariștii analizează pe larg fiecare sector de activitate în care guvernul are responsabilități. Așa se face că în domenii precum agricultura ori atragerea fondurilor europene, implicarea executivului a fost ca și inexistentă. În continuare, fondurile europene care ar trebui să fie o prioritate națională sunt o catastrofă, iar guvernul ar fi putut în 100 de zile să vină măcar cu un plan de regândire a strategiei și a proceselor de absorpție. Au fost atâția ani în opoziție, au avut timp să se gândească la inițiative, viziuni mai îndrăznețe, să facă planuri peste planuri, dar se pare că timpul a trecut și nu s-a făcut nimic. Titrează jurnaliștii ziarului financiar citându-l pe Matei pe un președintele Consiliului de Administrație al unei importante firme de consultanță în fuziuni și achiziții. În analiza făcută, nu este este ocolită nici activitatea ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului Edward Helvig, care nu a demarat până acum un proiect concret de dezvoltare a turismului, ci a aprobat doar mai multe campanii de promovare a brandului de țară la diferite evenimente, inclusiv la concertul cântăreței Lady Gaga, cel al formației Red Hot Chili Peppers și la Best Fest. Această acțiune care vine cu o factură de 250.000 de euro din bani europeni a fost criticată de proprietarii unor agenții de turism mai mult, activitatea pe plan politic a executivului care a urmărit demiterea președintelui Traian Băsescu aproape că a paralizat activitatea în administrația publică. Acest lucru care se răsfrânge în primul rând asupra populației este condamnat de oamenii de rând. Sunt foarte furioasă pe, pe politicieni. De ce? de ce? Pentru că nu știu ce vor. Poporul moare de foame și ei huzuresc vorba aceea. N-au făcut nimica, au făcut numai să se certe, între ei, unul zice așa, unul zice așa. Activitatea guvernului Ponta nu a ocolit nici domeniul cultural. În această categorie se înscrie controversata ordonanță de urgență privind trecerea Institutului Cultural Român din subordinea președinției în cea a Senatului României. Acest lucru a generat un imens scandal mediatizat pe larg atât în presa internă cât și internațională.